sunt și Amy Winehouse, 9 și 10 minute pentru colecționarii de rețete. Acum e momentul. Ăsta e momentul, culinaria. Da. Ia fiți atenți aici. Da, ia și vreau să împărtășesc cu voi. Pe weekendul trecut am fost într-un city break în zona Napoli Amalfi. Da. Și acolo este tradițional, spuneți? Luca și cu mine am fost așa, el a fost în Italia, eu am fost în Austria și am discutat ce rețetă să face și aveam de ales între... Schnitzel? Schnitzel și... Parmigiana di melanzane. Și numai cum sună, am vă zis, hai cu o salată de roșii cu brânză de la Sibien, dacă tu vreți. Să-mi vezi să curesc castravetele și mai vorbim după aia. Suntem live pe Facebook, vă anunț. Ah, ok. Alături de fructele de mare și de pizza, zâmbește. Parmigiana di melanzane este unul dintre felurile de mâncare tradiționale în această zonă săracă a Italiei, dar totodată abundentă de legume proaspete. Așa. Acolo s-a născut pizza napolitană, una dintre cele mai bune, dar noi nu vorbim astăzi despre pizza. Cum mi-ai zis că se transmite la televizor, a început să vorbească exact, ca la televizor. Păi de asta mi-a plăcut. Stimați telespectatori, vreau această să vă spun zonă astăzi... Această zonă săracă în resurse naturale, dar bogată... Dar binecuvântată. Zi-mă cu parmigiana. Da. Deci parmigiana din melanzane, melanzane egal vinete, da? Așa. Deci astea sunt niște vinete, practic, în linii mari, cu mozzarella și parmezan. Bun. Și acum, șmecheria e în felul următor, e cu vânăta. Se prinde vânăta. Trebuie să ai vinete de-alea fără sâmburi. Aici stă în talentul, e ca la pepeni, trebuie să știi să le alegi. Depinde cum cad. Nu, există și în rob, adică și noi. Șmecheria e să m-am învățat pâine mama mea, da. Care este o mare specialistă în vinete. Sărut mâna, mamă. E, face documentare la Arhivele Naționale. Acum are treabă, nu ne ascultă. Deci... vinetele, ca să aibă mai puțin sâmburi și să fie mai dulci și mai nu știu ce, trebuie să fie alea mai moi. Asta alea mai bune sunt alea mai moi. Și eu, ca să rețin lucruri de genul ăsta, fac tot soiul de asocieri în cap. Că nu reușeam să țin minte care sunt alea bune, alea tari sau alea moi. Și am zis așa, moi sunt mai mune. Asta e. Și acum știu când mă să... Jesus. Serios? Este asocierea din capul meu. Vorbesc ca să serios? Nu... Da, vorbesc cât se poate de serios. Moi sunt mai mune? Mai mune, da. Dar tari sunt mai... La tar nici nu mă mai gândesc, că mă confuzionez. În fine. Asta, moi sunt mai mune și când mă duc la piață, aveți vinete moi. Da, nu, că asta e, viața e plină de surprize. Deci ideea e că... Suntem live pe Facebook. Da. Da. Se face în porții mari. Asta, melanțana asta, de parmigiana melanțana. Și ne trebuie un kilogram și jumătate de vinete în rețeta pe care am găsit-o eu și am de gând să o fac cât de curând, n-am timp zilele astea, dar o fac. Eu am venit de acolo chitit să fac, am mâncat în fiecare zi acolo și sunt excepționale. Repet, vinetele e important să nu aibă foarte mult sâmburi. Se dau pe mandolină, pe răzătoare mandolină sau le tem cu cuțitul, dar trebuie să tăiate felii subțiri de vânătă. Transversal sau lungi? Transversal. Transversal. Deci pe rotund. Pe rotund. Nu pe oval. E, și aici intervine chichirezul. Da. Trebuie să le pui, se găsesc niște site speciale, am văzut așa, au italienii, acum noi ne descurcăm cum putem. Se pun feliile de vânătă, se pune sare grunjoasă pe ele, multă sare grunjoasă, ca încă să... un rând, da? Iară sare grunjoasă și tot așa, și după aia, deci se pun pe sita asta deasupra chiuvetei și se și presează cu un platou. Și se lasă acolo o oră. Ca să iasă zeama aia amăruie exact. Din ele. Sarea trage umezeală. Exact. Bravo. Și odată cu ea amăreala aia pe care o au vinetele. După ce au stat o oră în situația asta, trebuie să iei și să speli felie cu felie. Că asta e o rețetă la care e puțin de muncă. Speli feliile de vânătă și le și usuși bine cu un șervet de bucătărie. Și asta a fost prima parte a problemei. După care aceste felii de vânătă... Deci, practic, e zi de curățenie. Da. Te pregătești de grea. Paște, de Crăciun și de făcut da. Melanțana. De altfel, cam orice se gătește cu vinete, necesită cu... muncă. Îți spun eu una ușoară imediat. Feliile astea, gata uscate, le prăjești în ulei, preîncins la temperatură înaltă. E foarte important să fie preîncins uleiul, ca să nu intre prea mult în vânătă, știi? Și se rumenesc, practic. Nu trebuie să le maronești prea tare. Când au început să capete puțină nuanță aurie, le-ai scos și le pui din nou pe un șervet ca să tragă uleiul. Între timp se face sosul. Și sosul este suc de roșii, proaspăt, sau mă rog, dar știi ce zic. Suc de roșii, suc de roșii, de la cu pulpă, cu tot ce trebuie. Pui ulei de măsline și o ceapă tocată mărunt,
un pic la călit, după care pui sosul de roșii, sare și piper și lași vreo 40 de minute la foc mic. Și acum e foarte importantă mozzarella aia pe care o iei. Ei folosesc un sortiment de mozzarella care se numește fiordilate. Fiordilate e o mozzarella între aia care se pune la pizza și aia în zer. Fiordilate, cum e cârciuma? Nu știu. Bun, hai zi. În fine, și aia se taie cu bulețe mici de tot. Dacă nu găsești, pui ce mozzarella găsești tu. Și da? Cu Dumnezeu înainte. Și cu Dumnezeu înainte. Aia se taie bucățele mici, 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 pătrățele, da? Și pe urmă se iau un vas de la Cadeiena, sau ce vas avem, că acum au apărut fel de fel de vase ceramice, dar vas înalt pentru a pune la cuptor. Se preîncălzește cuptorul la 200 de grade, pui puțin din sosul ăsta pe care l-ai fiert, moment că am uitat un aspect, frunzele de busuioc. Trebuie să pui multe frunze de busuioc, dar le pui când e sosul aproape gata, cu 5 minute înainte să fie gata, pentru că altfel cearea se amărăsc. Și pui puțin sos, un rând de felii de vinete, iară sos și parmezan. Îți trebuie un triunghi de la de parmezan, cam 200 de grame ras. Parmezan ras și cu bulețe de alea de mozzarella, cât să acoperi uniform așa. Și iară vinete, și iar sos, și iar mozzarella și parmezan. Și sus de tot în curând de sos și de parmezan. Și s-a făcut luni. S-a făcut luni, dai la cuptor. Îți ies vreo o porție dintr-un kil și jumătate de un kilogram și jumătate de vinete, 500 de grame de mozzarella și un kilogram și jumătate de suc de roșii și un triunghi de parmezan. Astea la sunt cât, ingredientele. La cât muncești mai bine dublezi cantitățile ca să faci, să ai pe 2-3 luni. Îți ies o porție, tu nu dai la nimeni. Tu aici cel mult împarți cu cel drag. Poți ai seama că ăsta are acasă, 4 zile. Când își face chestii de astea acasă, cred că nici să la copii și la nevastă. Nu le place. Nu le place, ai văzut? Poți să zic și eu repede o rețetă? Dacă tot aunci eu cu vinetele. Deci, se ia vânătă moale, da, și mună, se taie pe longitudinal, da, adică pe lung cum ar veni, se crestează cu un vârf de un cuțit ascuțit, se face o hașură așa, da, mai largă, se stropește cu ulei de măsline zdravăn și sare grunjoasă, se dă la cuptorul cu 220 de grade pe tavă, până se caramelizează suprafața. Asta o să dureze cam 20 de minute. O scoți de acolo când e maronită suprafața, da? Deci trebuie să ai răbdare cu ea. Separat faci un tzatziki, în care poți să storci și lămâia dacă vrei. Asta e. Scoți vinetele coapte în cuptor, în felul ăsta, le pui pe farfurie, deasupra pui tzatziki, mănânci cu lingura. Cu lingura, n-ai nevoie de altceva. Și cu pâine proaspătă dacă vrei. Dar parmigiana di melanzane. Și... da. Poftă bună. Da.